Vă salut! Data trecută am început un subiect nou de studiu și anume stresul. L-am analizat din punctul de vedere științific, cum este definit stresul prin prisma diferitor modele de stres, ce efect are stresul asupra sănătății omului și am văzut că sunt multiple efecte negative. Și ce vrem să reamintim este primul model al stresului care lua în calcul doar factorul stresor și atât și reacția omului la acel factor, de fapt rezultatul factorului stresor asupra omului și modele ulterioare care au apărut, modelele stresului în care iau în calcul și modul cum reacționează sau percepe omul acel factor stresor. Aceasta este, de fapt, definiția corectă, care ne va ajuta și astăzi să continuăm acest subiect de studiu și anume cu soluții pentru stres. Este foarte important să luăm acest model complet al stresului în care se ia în calcul factorul stresor și anume sursa de stres, apoi reacția omului la acest stres și atunci putem vorbi de o definiție completă. Pentru a intra în subiectul de astăzi, și anume soluții pentru stres sau managementul stresului, vom analiza mai întâi cele patru faze ale stresului. Prima fază este cea acută, este atunci când întâlnim sau ne intersectăm sau ne afectează, întâmpină un factor stresor și organismul caută să fugă de el, să se adapteze sau să lupte sau să se ascundă. A doua fază este faza de adaptare. Atunci când un factor stresor persistă mai mult timp, organismul încearcă sau persoana încearcă să se adapteze la acel factor stresor. A treia fază este faza de epuizare. Atunci când organismul nu reușește să se adapteze favorabil la un factor stresor pe o perioadă mai lungă, atunci apare faza de epuizare și această fază este sau implică sau are anumite riscuri potențiale pentru sănătate. Deci este bine să căutăm, să evităm intrarea în această fază de epuizare și cea mai gravă este faza de autodistrugere sau faza de urgență maximă. Aceasta se manifestă prin o atitudine de disperare, prin simțământ de neajutorare, tentație de abandona totul, gânduri de sinucidere, izolare socială și afectează sever capacitățile profesionale. Atunci când apar astfel de manifestări, este o urgență maximă de a interveni, altfel persoana se află în riscuri majore chiar pentru viața ei. Cum să gestionăm stresul? Stresul poate fi o problemă serioasă pentru mulți oameni, indiferent de vârstă, gen sau profesie. Este important să învățăm cum să gestionăm stresul pentru a ne menține sănătoși și productivi. În primul rând, este important să identificăm sursele de stres. Acestea pot fi la locul de muncă, relații personale, probleme financiare sau sănătatea noastră. Identificarea acestor surse ne poate ajuta să găsim soluții la problemele noastre și să le evităm pe viitor. În al doilea rând, este important să avem o strategie de relaxare. Există multe modalități diferite de a face acest lucru, precum meditația, cititul unei cărți și, de asemenea, rugăciunea. În plus, este important să ne bucurăm de activități care ne plac, cum ar fi practicarea unui hobby, ascultarea unei muzici, pictura, vizionarea unui seminar sau documentar, ieșirea în natură. În al treilea rând, este important să ne menținem un stil de viață sănătos. O alimentație echilibrată și o rutină de exerciții fizice regulate pot ajuta la reducerea nivelului de stres și la îmbunătățirea stării noastre de sănătate. În final, este important să ne acordăm timp pentru noi înșine. Chiar și câteva minute de timp petrecute în liniște și relaxare ne pot ajuta să ne refacem și să ne pregătim pentru provocările viitoare.
Gestionarea stresului este esențială pentru sănătatea și bunăstarea noastră generală. Identificarea surselor de stres, adoptarea unei strategii de relaxare, menținerea unui stil de viață sănătos și acordarea unui timp pentru noi înșine sunt toate modalități eficiente de a gestiona stresul și de a ne menține pe drumul cel bun. Vreau să vă reamintesc că este important să nu subestimăm impactul stresului asupra sănătății noastre mentale și fizice. Dacă simțiți că stresul este prea mare și nu puteți face față singuri, nu ezitați să căutați ajutor de la un profesionist în domeniu. În schimb, nu aș recomanda folosirea medicamentelor în aceste probleme, deoarece acestea pot să agraveze stările noastre fizice și psihice în loc să le amelioreze sau să le îndepărteze. Printre strategiile antistres sunt următoarele. 1. Strategii de contracarare a stresului, de rezolvare a problemelor. 2. Strategii centrate pe emoții. Pot fi de asemenea alte două tipuri de strategii, strategii active, care implică efort în a modifica factorul stresor sau percepția asupra factorului stresor și doi strategii de evitare prin care evităm contactul sau intersectarea noastră cu stresul. Prevenirea stresului poate fi de patru feluri. Poate fi prevenire primară, prin care se evită expunerea la factorii stresori, poate fi secundară, prin care se limitează reacțiile declanșate de factorii stresori după ce am fost expuși deja la ei, și 3. Prevenirea terțiară, prin care se încearcă atenuarea reacțiilor declanșate de factorii stresori. Una din cărțile pe care le-am consultat și care mi-au plăcut foarte mult este scrisă de doctorul Valentina Deschamps, se numește Față în față cu stresul. Vă recomand, fiindcă acolo am găsit niște explicații destul de ușor de înțeles și practice în strategia antistres. Eu am adaptat un pic informațiile de acolo pentru după cum am gândit personal, și anume am făcut din cei 8 pași scriși în carte, am restructurat strategia în 6 pași antistres, și anume primul pas ar fi informarea pe subiectul stresului. Deoarece stresul este o noțiune destul de complexă și cu multe implicații, atât pe planul sănătății, cât și pe planul social și, putem spune, pe toate planurile în viață, și atunci este nevoie să ne informăm pe acest subiect, deoarece multe concepții răspândite în societate sunt greșite sau incomplete despre acest subiect. Deci, în primul rând, trebuie să ne informăm pe acest subiect al stresului, să citim niște articole, niște cărți și atunci putem să spunem că avem câteva informații de bază. Pasul 2 este recunoașterea faptului că suntem stresați, acut sau cronic. Deci, aici iarăși este o diferență între stresul acut și cronic. Stresul acut este mai ușor să-l percepem, deoarece el apare atunci când ne intersectăm efectiv cu un factor stresor și apare o reacție acută la acel factor stresor. Cel cronic este mai greu de identificat, deoarece el se poate aduna sau poate rezulta din urma unor factori stresori mici, care în schimb apar pe o perioadă lungă de timp și organismul este epuizat de aceștia. Câteva semne fizice ale faptului că suntem stresați. Aceste semne ne ajută să recunoaștem dacă suntem stresați sau nu. Și anume, pot fi următoarele semne fizice: dureri de cap, insomnii, oboseală, surmenaj, dureri de stomac, creștere tensiunii arteriale, dispnee, adică senzație de lipsă de aer, indigestie, constipație sau diaree. Pot fi și indici psihoemoționali pe care le avem ca reacție la stresul acut sau cronic, și anume, acesta este anxietatea, neliniștea,
îngrijorarea, iritabilitatea, deprimarea, tristețea, mânia, labilitatea emoțională, tulburările de atenție și de concentrare, tulburările de memorie, simțământul de frustrare, nemulțumire, ostilitate și simțământul de vinovăție. Indicii comportamentali ar fi excesul alimentar, bulimia, de asemenea anorexia, neglijarea meselor, izbucnirile de mânie, ticuri comportamentale sau ticuri fizice, onicofagia, adică roaderea unghiilor, scrâșnirea dinților, consumul abuziv de alcool, tutun sau droguri, participarea la jocuri de noroc sau la activități sau situații cu risc crescut, izolarea socială, relații conflictuale, scăderea eficienței în muncă, sustragerea nemotivată de la îndatoririle obișnuite. Pasul 3 în strategia noastră antistres este identificarea factorilor stresori. Este important să identificăm, să facem o listă cu ei. Factori stresori pot fi din aceștia majori, care sunt evenimente majore în viață, sau pot fi factori stresori minori, care sunt mai puțin perceptibile, în schimb creează prin frecvența lor și prin continuitatea lor, pot să creeze un efect din acesta cronic de surminare ca rezultat al stresului. În pasul 4, trebuie să evaluăm reacția spontană la stres. Aceasta poate fi o reacție constructivă, normală, fizică, sau poate fi una greșită. Și în mod special în această etapă de evaluare trebuie să identificăm dacă nu avem cumva reacții greșite sau maladaptive la stres. Care sunt aceste reacții greșite sau maladaptive? Sunt ignorarea stresului sau ignorarea factorului stresor sau negare, pasivitate, fuga de realitate. Cum se manifestă aceasta? De exemplu, cineva se poate retrage în lumea virtuală ca un surogat al lumii reale. Se poate izola, poate aluneca în dependențe chimice sau biochimice. Deci aceste lucruri trebuie evitate și identificate mai întâi și evitate. În niciun caz să nu alunecăm în astfel de reacții greșite la stres. După ce am făcut o evaluare a acestor reacții la stres, ajungem la punctul 5. Evaluarea tipului de factori stresori. Și avem două categorii de tipuri de factori stresori. Prima categorie sunt factori stresori modificabili și a doua sunt nemodificabili. Deci, practic, ar trebui să avem o listă cu factori stresori care pot fi modificați sau factori stresori care nu pot fi modificați. În pasul al șaselea, aplicăm, de fapt, soluțiile. Și aici avem iarăși mai multe tipuri de soluții. Funcție de tipul de factor stresor, dacă este modificabil sau nemodificabil. Primul punct, deci 6A, ar fi soluțiile în cazul factorilor stresori modificabili. Ce putem să facem? Destul de simplu. Trebuie și e bine să încercăm să reducem acești factori sau să-i modificăm. Cum se poate realiza acest lucru? Prin, cel puțin prin trei abordări, și anume planificare, adică planificarea programului zilnic, a activităților, pentru a evita supraaglomerarea sau evenimente care se intersectează și pot crea stres sau ne pot solicita prea mult. 2 este organizare, deci organizarea în casă a spațiului de locuit, organizarea activităților, activităților de la servici, activităților din familie, din societate. Deci este bine să fim organizați pentru a avea o zi normală în care toate lucrurile sunt la locul lor și nu creează
situații stresante sau neplăcute. Și, de asemenea, comunicare. Comunicare este foarte utilă în situațiile, în sursele de stres relațional. Deci, din familie, din relații cu cei din jur, din relațiile de la servicii, pot apărea diverse probleme datorită unei comunicări ineficiente sau unei înțelegeri greșite a mesajelor pe care le primim de la celelalte persoane și există multe tehnici de comunicare care ne ajută să îmbunătățim acest plan al relațiilor cu cei din jur și al înțelegerii și al respectului și a găsirii soluțiilor potrivite pentru fiecare. Ok, în cazul următorilor factori stresori sunt cei nemodificabili, da? Avem punctul 6D, în cazul stresorilor nemodificabili. Ce facem? Aici avem trei variante, trei tipuri de strategii. Prima strategie ar fi strategiile nespecifice generale. Deci, generale. Cum ar fi? Exerciții fizice, nutriție, adică o nutriție sănătoasă, o alimentație sănătoasă, odihnă, adică să ne odihnim un număr suficient de ore și în condiții normale, în liniște, în condiții de întuneric și neperturbați, de asemenea să ne culcăm la timp, deci să fim odihniți. Temperanță, adică să fim echilibrați în tot ceea ce facem, în diverse aspecte ale vieții. Să consumăm apă suficientă în cursul zilei, să ne bucurăm de lumina soarelui și așa mai departe. Sunt mulți factori în domeniul sănătății pe care putem să-i aplicăm. Un alt punct de la acest al șaselea punct B, deci strategie antistres pentru factori nemodificabili, sunt strategiile nespecifice special. Și anume aici vorbim de careva tehnici antistres, cum ar fi relaxarea, respirația, masajul, terapia cu muzică, meditația, eventual și multe altele. Deci acestea sunt strategii nespecifice speciale antistres pentru factori nemodificabili de stres. Și ajungem la ultimul tip de strategii sunt strategiile specifice, care sunt mai științifice, să zicem, niște abordări mai științifice, cum să zic, mai actuale, și anume restructurarea cognitivă, ca să înțelegem despre ce este vorba, vom folosi o formulă matematică. Și are legătură cu acele modele de stres despre care m-am amintit în prima parte. Am spus că vom ajunge la acest subiect. Deci primul model de stres era factor stresor, stres. Deci două puncte. Deci a apărut factorul stresor, acesta vrei nu vrei realizează în viața omului o trăire din această neplăcută a stresului. Iar următoarele modele științifice ale stresului au adăugat un element nou, după cum am zis, și anume modul de reacționare al omului la acel factor stresor. Și printr-o formulă matematică pe care putem să o exemplificăm ar fi A plus B egal C. Deci în primul model avem A egal C, adică factorul stresor egal stres. În variantele ulterioare avem A plus B egal C, adică factorul stresor este A, B-ul este reacția omului la stres, deci evaluarea, percepția și așa mai departe, emoțiile, și C-ul este stresul cauzat în om, da? Stresul pe care îl trăiește omul efectiv. Deci acesta este dat de primele două elemente, de factorul stresor adunat sau multiplicat sau, să zicem, completat de reacția omului la acest stres. Și revenim la strategiile specifice antistres pentru factori nemodificabili. Sunt acestea: restructurarea cognitivă,
reevaluare, reinterpretare, corectarea gândirii, consiliere și altele. Adică toate sunt focalizate pe acest aspect, pe litera B din formula noastră. Deci, practic, modificând litera B sau variabila B din formula noastră matematică, noi vom modifica automat rezultatul, adică C-ul din viața omului. Adică modificând percepția noastră asupra stresului, emoțiile, interpretarea noastră și așa mai departe, atitudinea, noi putem să îmbunătățim starea noastră de sănătate și stările prin care trecem atunci când suntem stresați. După cum spunea Hans Selye, și am amintit despre asta și data trecută, nu stresul ne omoară, ci reacția noastră la el. Este un lucru foarte adevărat și e bine să reținem, fiindcă multe persoane nu cunosc acest lucru și atunci când se confruntă cu o situație stresantă, efectiv se lasă copleșiți, se lasă epuizați și aceasta îi poate dobori, îi poate afecta emoțional și psihic și fizic și așa mai departe. Chiar astăzi am întâlnit o doamnă, să facem o paranteză, deci am întâlnit o doamnă care mi-a povestit de fapt cum a plecat discuția, dânsa ei a fost diagnosticată de ceva timp cu cancer de colon și cumva am avut o discuție să văd care ar fi cauzele și ca să descoper spre surprinderea mea că nu prea am găsit cauze pe plan fizic, adică dietă bună, stil de viață sănătos, totul bine. Și când am ajuns la ultima întrebare, ultima întrebare cu stresul, ați trecut cumva prin situații stresante? Mi-a zis da. Și am înțeles că mi-a povestit de două situații în care prima a fost ceva în familie. Soțul dânsei a avut o problemă de sănătate foarte mare care a afectat-o. Apoi i-au furat mașina, o mașină nouă, adică nouă, da, mașină nouă care a costat extrem de mulți bani. Au furat-o și nu s-a putut efectiv găsi, recupera decât o asigurare care acoperea cam a 10-a parte din valoarea mașinii. Și un alt stres au fost niște decese în familie ale persoanelor apropiate. Deci, practic, trei evenimente majore succesive la ordinul de câțiva ani de zile au distrus sănătatea și au îmbolnăvit-o. Și mi-am dat seama că trebuie să continui cu această problemă. A fost principal motiv pentru care am zis să finalizez această a doua parte a stresului cu o soluție pentru stres, fiindcă sunt foarte multe persoane care trec prin situații stresante, se lasă doborâite, copleșite și ajung să se îmbolnăvească și să fie și mai grav. Adică pe lângă evenimentele stresante prin care treci și care sunt neplăcute, mai adaugi și tu prin faptul că te îmbolnăvești sau îți faci rău. Deci trebuie să căutăm soluții la acest lucru și anume cum putem găsi soluții deci nu putem modifica AU, litera A sau variabila A, nu o putem modifica de cele mai multe ori. Bine, când se poate modifica, o modificăm. Dar dacă nu se poate modifica, în mod sigur putem modifica variabila B. Adică modul cum percepem noi stresul și cum reacționăm la el și cum îl depășim. Ok, după ce am prezentat cei 7 pași, vom mai analiza un pic diferiți autori. Sunt diferite opinii în ceea ce privește soluții pentru stres și vom vedea ce opinii mai sunt pe această temă. Deci există multe soluții pentru a depăși stresul și a ne îmbunătăți starea generală de sănătate. Câteva exemple de soluții pentru noi în a depăși stresul pot fi următoarele. Am mai amintit acest lucru, deci exerciții fizice regulate, cum ar fi mersul pe jos, alergatul, înotul, exercițiile de respirație profundă. De asemenea, alimentația, am spus despre alimentație sănătoasă și echilibrată, care să includă fructe, legume, verdețuri,
proaspete pe cât posibil și ecologice ar fi și mai bine. Eliminarea consumului de cafea, ceai negru, ceai verde, Coca-Cola, alte băuturi cu cafeină care pot agrava stresul. Adoptarea unui program de somn regulat și de calitate, am mai spus despre aceasta. Învățarea tehnicilor de gestionare a stresului, cum ar fi meditația și rugăciunea. Ca și paranteză, meditația, când vorbim de meditație, atenție la meditația tipic orientală. Nu o recomand în niciun caz. În ce constă această meditație este... Poate avea două tipuri, poate fi de două tipuri, și anume meditația în care este, se încearcă ogolirea minții, în care să nu te gândești la nimic sau să te gândești la ceva absurd, care nu are logică, și aceasta nu o recomand, are rezultate, din punctul meu de vedere și a multora, are rezultate negative, și un alt tip de meditație în care, să zicem, este, se încearcă un pic să fie bazată științific, și anume vorbim de programare neurolingvistică și terapie prin hipnoză și alte lucruri. Eu folosesc un fel de meditație, un fel de imaginație, deci meditație de fapt prin imaginație cu toate cele cinci simțuri, în care încerci să te așezi într-o situație în care tu ai fost sau n-ai fost, dar momentul actual nu ești, și tu atunci în mintea ta te așezi în acea situație și încerci să simți cu toate simțurile ce se întâmplă acolo, ce auzi, ce simți, ce miroși, deci este un joc foarte periculos cu această imaginație și cu meditație de acest tip. Nu voi intra în detalii, poate în altă prezentare vom discuta despre acest lucru. Dar nu o recomand în niciun caz. Singura meditație care o recomand este cea rațională, în care meditezi la un eveniment sau un subiect sau o situație sau o relație și te gândești ce este bun acolo, ce nu este bine, ce se poate îmbunătăți sau ce poți să câștigi, ce poți să înveți din un oarecare eveniment sau cum poți să eu știu, să îmbunătățești ceva în viața ta sau meditezi la ceva plăcut, frumos, dar în niciun caz nu te joci cu toate simțurile și cu forțarea aceasta a imaginației, care nu este bună. Dacă aveți întrebări, puteți să puneți și voi încerca să răspund punctual, dar e un subiect foarte vast pentru a-l aborda acum. Ok, mergem mai departe. Împărtășirea problemelor cu un prieten, cu un terapeut sau cu Dumnezeu prin rugăciune. Aceasta poate fi foarte benefic și să ne ajute în detensionarea noastră și poate chiar în găsirea unor soluții pe care noi nu le vedem, fiindcă suntem prinși în acel vârtej al situației stresante. În concluzie, stresul poate fi o problemă majoră în viața noastră, dar există multe soluții pentru a depăși această problemă. Este important să găsim modalități de a ne gestiona stresul pentru a ne proteja sănătatea fizică și mentală. Este important să recunoaștem sursele noastre de stres și să încercăm să le eliminăm sau să le reducem. În plus, este important să avem un stil de viață sănătos care să includă exerciții fizice regulate, o alimentație echilibrată și un program suficient și corect de somn, de odihnă. În final, gestionarea stresului nu este un proces simplu și poate necesita timp și efort pentru a găsi metode care funcționează cel mai bine pentru fiecare individ. Cu toate acestea, este important să ne ocupăm de sănătatea noastră mentală și fizică și să recunoaștem importanța gestionării stresului pentru a putea trăi o viață mai fericită și mai sănătoasă. În situațiile stresante, emoțiile noastre pot deveni copleșitoare și pot fi greu de controlat. În astfel de situații este important să învățăm cum să controlăm emoțiile pentru a ne ajuta să facem față și să gestionăm stresul în mod eficient. Iată câteva strategii utile pentru a controla emoțiile în situații stresante. 1. Ar fi activitatea socială. Activitatea socială poate fi de două tipuri. Pur și simplu implicarea în niște evenimente sociale. Este un exemplu și un alt exemplu este activitatea socială prin care noi ajutăm pe cineva.
Adică un proiect social prin care noi ajutăm pe cineva și atunci există niște efecte benefice asupra gândirii noastre, asupra stării noastre generale, care ne este foarte benefică, pe lângă binele pe care îl facem persoane pe care o ajutăm. Un alt exemplu este terapia cognitivă. Face parte din grupul mai mare al terapiilor cognitiv-comportamentale. Terapia cognitivă se bazează pe modelul cognitiv care afirmă că gândurile, sentimentele și comportamentul sunt toate legate între ele și că indivizii pot depăși dificultățile și își pot atinge obiectivele prin identificarea și schimbarea gândirii inutile sau inexacte, a comportamentului problematic și a răspunsurilor emoționale stresante. Acest lucru presupune ca individul să lucreze cu un terapeut pentru a dezvolta abilități de testare și schimbare a convingerilor, de identificare a gândirii distorsionate, de relaționare cu ceilalți în moduri diferite și de schimbare a comportamentelor. O conceptualizare cognitivă a cazului este dezvoltată de către terapeutul cognitiv ca un ghid pentru a înțelege realitatea internă a individului, pentru a selecta intervențiile adecvate și pentru a identifica zonele de suferință. O altă abordare este rezolvarea conflictelor. Aici este nevoie, cum am mai spus, despre o comunicare bună, despre diverse soluții în ceea ce privește relațiile interumane, relațiile în familie. Acesta este un subiect foarte complex, dar este important să-l luăm în seamă. O idee, aș vrea doar să o amintesc, că sunt anumite conflicte care implică soluții reale și se pot rezolva, alte situații nu se pot rezolva, dar important este să avem atitudinea de iertare. Iertare este un mare medicament pentru sănătatea omului, pentru liniștea, pacea lui și pentru, de asemenea, detenționarea unor conflicte și pentru sănătatea lui. O altă soluție este masajul, masajul de relaxare și poate fi chiar și masajul terapeutic. Practicarea unui hobby este o altă soluție. Meditația, am mai zis mai sus, am mai vorbit de asemenea despre meditație. Muzica relaxantă, sunt anumiți autori clasici de muzică care este foarte benefică pentru sănătatea omului, cum ar fi, eu știu, Mozart, Beethoven și, eu știu, alți autori. Respirația profundă, aceasta aduce o cantitate mai mare de oxigen și ajută întreaga stare de sănătate, inclusiv partea emoțională. Suplimentele alimentare și ceaiurile, citirea de cărți, urmărirea unor seminarii, discursuri, filme documentare, tehnici de relaxare, exprimarea artistică prin pictură, muzică, poezie, perogravură, grafică, olărit, sculptură, broderie, gobelen, creații literare, și spauri, petrecerea timpului în natură, minge antistres, medicina naturală, managementul timpului, planificare și luare deciziilor, petrecerea de timp de calitate cu animale de companie, tratamentul furiei sau al ostilității, terapie prin comunicare în jurul problemelor relaționale sau existențiale, respirația profundă, după cum am mai zis mai înainte, ajută la reducerea stresului și la controlul emoțiilor. Când suntem stresați, tindem să respirăm rapid și superficial. Prin urmare, prin efectuarea respirațiilor profunde și lente, putem ajuta corpul să relaxeze și să reducem nivelul de stres. Este important să ne concentrăm pe respirație și să o facem într-un ritm constant, inhalând și expirând adânc. Un alt punct este identificarea și acceptarea emoțiilor. Înainte de a putea controla emoțiile, trebuie să le identificăm și să le acceptăm. Este important să fim conștienți de propriile noastre emoții și să ne dăm seama de modul în care acestea ne afectează gândurile și comportamentul.
De asemenea, trebuie să ne amintim că emoțiile noastre sunt naturale și să nu ne judecăm dur pentru ele. Evaluarea situației. Este important să evaluăm situația pentru a ne da seama de ce anume ne simțim stresați și cum putem gestiona situația. Este important să ne analizăm gândurile și să ne întrebăm dacă acestea sunt realiste sau nu. De asemenea, trebuie să ne amintim că situațiile stresante sunt temporare și că vor trece. După cum am mai zis, de schimbarea perspectivelor, uneori emoțiile noastre sunt generate de modul în care vedem o situație sau o problemă. Prin schimbarea perspectivelor putem să ne controlăm emoțiile și să vedem situația într-un mod mai pozitiv sau mai realist. De exemplu, putem să ne punem în locul celelalte persoane care ne-a stresat și să găsim un punct de vedere mai obiectiv sau anumite circunstanțe atenuante. Este important să ne amintim că relaxarea este de mare folos pentru eliberarea de stres și prin angajarea în activități plăcute sau relaxante, acestea pot reduce starea negativă dată de factorii stresori. Care ar putea fi aceste activități? Am mai spus mersul în natură, cititul unei cărți bune sau ascultarea unei muzici preferate. Aceste activități ne pot ajuta să ne relaxăm și să ne concentrăm pe ceva mai bun decât stresul. În concluzie, controlul emoțiilor în situații stresante poate fi un proces dificil, dar cu practică și răbdare putem învăța să ne gestionăm emoțiile într-un mod mai eficient și să facem față situațiilor stresante în mod cât mai eficient. Prin implementarea acestor strategii putem îmbunătăți capacitatea noastră de a face față stresului și de a ne menține echilibrul emoțional. Este important să ne amintim că stresul este o parte naturală a vieții și că nu putem evita întotdeauna situațiile stresante. Cu toate acestea, putem învăța să gestionăm stresul și emoțiile noastre astfel încât să putem trăi o viață mai fericită și mai sănătoasă. Vă mulțumesc pentru atenție și până data viitoare vă doresc numai bine!